Bună! Bine ai revenit! Se apropie sărbătorile și sunt întrebată de clienții și colaboratorii mei care este regimul fiscal al tichetelor cadou din 2016. Soluția o voi prezenta în clipul de astăzi. Noul cod fiscal a adus modificări în această sferă prin eliminarea impozitării cu 16% la angajați. Tichetele cadou, pentru a putea fi deductibile la angajator, se pot acorda cu ocazia Paștelui, zile de 1 iunie, Crăciunului, cât și a sărbătorilor similar ale altor culte religioase, cât și cele oferite salariatelor de 8 martie. Ele sunt neimpozabile cu 16% la salariați, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte cu fiecare ocazie nu depășește 150 de lei, conform articolului 76, aliniatul 4, litera A, din noul cod fiscal. Suma ce depășește valoarea tichetului cadou de 150 de lei se supune impozitării ca și venit salarial, cu tot ce implică contribuții sociale, impozit pe venit, conform articolului 142, aliniatul B, din noul cod fiscal. La angajator, cheltuielile cu acordarea tichetelor cadou salariaților și copiilor minori ai acestora sunt deductibile în condițiile în care se încadrează ca și cheltuieli sociale. Elementul de noutate și aici este că nu mai există condiția de deductibilitate a cheltuielilor cu tichetele cadou ca salariații care primesc tichetele să aibă copii minori, ei putând primi și pentru aceștia. Important! Din 2016, plafonul pentru cheltuielile sociale a crescut de la 2 la 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului pentru calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul venitului net anual al activităților independente determinate în sistem real, de exemplu PFA-urile. Societatea care acordă tichete cadou trebuie să-și justifice regimul de impozitare aplicat pe baza documentelor care să probeze realitatea și conținutul economic al tranzacției, cum ar fi comanda pentru achiziția tichetelor cadou, proces verbal sau borderoul de predare a acestora către salariați, precizări în contractul individual de muncă sau colectiv și sau în regulamentul intern. Te aștept și săptămâna viitoare cu noi informații din domeniul fiscal și contabil. Pe curând!